Două cele mai mari spitale din județul Gorj vor fi reabilitate energetic cu banii din PNRR. Valoarea investiției pentru lucrările la Spitalul de Pneumoftiziologie din Dobrița se ridică la 27,8 milioane de lei. Cele două proiecte pentru care am obținut finanțarea din Programul Național de Redresare și Reziliență, respectiv reabilitarea energetică a Spitalului Pneumoftiziologie Dobrița și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, săptămâna aceasta am încheiat procedurile de achiziție. Pentru Spitalul Pneumo Dobrița, valoarea finanțării 27.800.000, am optat ca în primă instanță să mergem doar cu partea de proiectare. Avem trei societăți care au depus ofertă. Colegii mei deja analizează documentele economice și documentele tehnice și cred eu că vom avea o ofertă bună din punct de vedere tehnic, o ofertă bună din punct de vedere financiar, astfel încât sfârșitul acestei luni, începutul lunii ianuarie, să semnăm contractul. Termen de finalizare al PT-ului cred că este de 3 luni de zile, după care vom proceda la inițierea achiziției pentru lucrările propriu-zise pentru reabilitarea energetică a acestui spital. Tot cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență se vor efectua și lucrările la Spitalul Județean din Strada Progresului, care ar putea începe în primăvară. Consiliul Județean Gorj a scos la licitație proiectarea și execuția investiției în valoare de 27,5 milioane de lei. Aici am optat împreună cu Departamentul Tehnic pentru o procedură combinată de proiectare și execuție la pachet. Zilele trecute s-a încheiat data limită de depunere a ofertelor. Avem doar o ofertă, o ofertă care cuprinde atât partea de proiectare cât și partea de execuție. La fel, deja colegii mei lucrează și analizează documentele depuse, să vedem dacă respectă cerințele prevăzute în fișa de achiziției, cerințele prevăzute în strategia de contractare și în caietul de sarcini și în situația dacă aceste lucruri au fost respectate, vom încheia contractul cu această firmă, urmând ca firma în maxim 90 de zile să realizeze proiectul tehnic de execuție, să obțină autorizația de construire și în primăvara anului viitor să dăm ordinul de începere pentru lucrările efective de reabilitare energetică. Anul viitor vor fi modernizate și două secții ale Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, urologia și neurologia, cu fonduri de la bugetul județului.